Pentru a câta oară vorbim de problema desfacerii produselor agricole? Este o chestiune vitală pentru toți actorii din industrie. Soluția se pare că este individuală și ține mai mult de noroc și relații decât de piață și de strategie. Colegul meu, Marius Milea, a stat de vorbă cu un legumicultor din județul Satu Mare. Omul, pe bună dreptate, supărat și îngrijorat. Vă invit să urmăriți materialul. Problema cea mai gravă este piața de desfacere. Acolo ne-e greu să ajungem să vindem noi produsul care îl producem și dacă noi vindem la angrosiști sau cum se spune, atunci deci ei nu pot să vândă produs ecologic din moment ce noi suntem certificați. Și ne-e cel mai greu ca să vindem noi, că nu avem pur și simplu mesă în piață, sunt ocupate, nu prins ca să vinzi. Este greu să pătrundeți în piață? Foarte greu. Unde ați încercat? Am încercat pe mai multe orașe, Baia Mare, Cluj, Dej. E foarte greu ca să ai acces să vinzi la o masă în piață. Deci, pur și simplu, dacă vii de dimineață la ora 5 la masă, sunt toate plătite, ocupate, vine cine a plătit pentru o lună, te scoate afară, nu ai acces ca să poți să-ți închiriezi. Trebuie să închiriezi ca să vinzi pe tot anul. Și atunci e foarte greu să intri. Deci, în general, un producător are, să spunem, perioada de desfacere foarte mică, iar atunci când, într-adevăr, produce, nu are cum să ajungă pe piață și este nevoie să vândă la intermediari. Da, exact. Care intermediarii își pun un preț dublu față de producător. Deci producătorul, dacă produce cu un leu, intermediarul își mai pune un leu. Deci se dublează prețul de la producător până la piață.